Deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Marcu, la capitolul 14. Evanghelia după Marcu, la capitolul 14, vom citi primele 11 versete și apoi vom sta din nou în rugăciune înaintea Domnului, conștienți că doar Duhul lui Dumnezeu ne poate pregăti mintea și inima să înțelegem Scripturile și să trăim Scripturile. În rugăciune cu voce tare ne va conduce fratele Tinel Baciu de la Iași, este într-un sunul al treilea aici în față. După două zile era praznicul Paștelor și al Azimilor. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau cum să prindă pe Iisus cu vicleșug și să-L omoare, căci ziceau, nu în timpul praznicului ca nu cumva să se facă tulburare norod. Pe când ședea Iisus la masă în Betania, în casa lui Simon leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump, și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Unora dintre ei le-a fost necaz și ziceau, ce rost are risipa aceasta de mir? Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de 300 de dinari și să se dea săracilor. Și le era foarte necaz pe femeia aceasta. Dar Iisus le-a zis, lăsați-o în pace. De ce îi face supărare? Ea a făcut un lucru frumos față de mine, căci pe săraci îi aveți totdeauna cu voi și le puteți face bine oricând voiți, dar pe mine nu mă aveți tot timpul. Ea a făcut ce a putut. Mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Iuda Iscarioteanul, unul din cei 12, s-a dus la preoții cei mai de seamă ca să le vândă pe Iisus. Când au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat și au făgăduit bani. Și Iuda căuta un prilej nimerit ca să-l dea în mâinile lor. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. În ultimele două săptămâni am fost plecat în Marea Britanie împreună cu un grup de la Universitatea Emanuel într-un parteneriat pe care îl avem și ca biserică și ca universitate cu organizația Slavic Gospel Association. Au fost de multe ori în biserică, au fost de ani de zile la Școala Prorocilor, la Universitatea Emanuel și au sărbătorit 70 de ani de la înființare. Așa că ne-au invitat să fim împreună cu ei în slujire și vă transmit salutări din Anglia, din Irlanda, din Irlanda de Nord, din toate părțile Marii Britanii și noi zicem binecuvântarea Domnului să fie peste ei acolo și peste noi aici. Amin. Suntem în Evanghelia după Marcu și începem astăzi capitolul 14. Evanghelia după Marcu are 16 capitole și se împarte în două mari părți. Prima parte răspunde la întrebarea cine este Iisus din Nazaret. Și pe o întindere de 8 capitole, evanghelistul Marcu demonstrează că Iisus din Nazaret este Fiul lui Dumnezeu, este Mesia. De aceea când întreabă Domnul, cine zic oamenii că sunt eu? Și răspunsul este diferit de la om la om. Și apoi întreabă pe ucenici, dar voi cine ziceți că sunt? Și Petru, numele ucenicilor, răspunde, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui adevărat. Și noi zicem, binecuvântat să fie Domnul. Următoarele 8 capitole, de la 9 până la 16, răspund la întrebarea de ce a venit în lumea noastră Fiul lui Dumnezeu. Și explică modul în care Dumnezeu a gândit planul de mântuire a oamenilor spre deosebire de planurile noastre cu privire la mântuirea lumii în care trăim. Și pe o întindere de 8 capitole, evanghelistul Marcu ne explică de ce a venit Domnul Iisus în lumea noastră. În capitolul 14 ne apropiem de finalul acestui răspuns. Sunt ultimele zile din viața Mântuitorului, aici pe pământ. Suntem în săptămâna patimilor. Și în acest pasaj pe care l-am citit, Domnul Iisus este cu două zile înainte de patima Lui. Așa că ne vom uita la ce s-a întâmplat în ziua aceea și în zilele precedente și următoare, din următoarea perspectivă. Criminalii, trădătorii,
și închinătorii. Pentru că pasajul acesta de la versetul 1 la 11 din capitolul 14 ne prezintă trei categorii de oameni care stau în preajma Domnului în ultimele lui zile. Criminalii, închinătorii și trădătorii. Vă rog să țineți Bibliile deschise să ne uităm în text. Primele două versete din capitolul 14. După două zile era praznicul Paștelor și al Azimilor. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau cum să prindă pe Iisus cu vicleșug și să-L omoare. Că ziceau, nu în timpul praznicului ca nu cumva să se facă tulburare în orod. Versetele acestea ne duc în Ierusalim. Este sărbătoarea Paștelor și a Azimilor. Două sărbători distincte, dar legate una de alta. Sărbătoarea Paștelor, sărbătoarea eliberării lor din robia egipteană, în noaptea aceea în care Dumnezeu a lovit cu moartea întâi născuții a Egiptului și Dumnezeu a protejat toate familiile copiilor lui Israel. Este sărbătoarea eliberării. Sărbătoarea Azimilor este sărbătoarea curățirii. Azimile curăției. Tot ce este aluat, scos afară din casă și casa trebuie să fie fără aluat timp de 7 zile. Sărbători deosebite. Tot Israelul, pelerin din toate părțile lumii, veneau la Ierusalim ca să sărbătorească și eliberarea și curăția. Și dintr-o dată lumina cerului se îndreaptă spre mari preoți, spre cărturari, spre bătrânii norodului și în textele paralele din Matei și din Luca, sunt prezentate aceste grupări din Ierusalim, preoții cei mai de seamă. Aceștia erau saducheii. Saducheii care erau în tratative și în cârdășie cu Roma și ocupau funcții de conducere cu protecția romanilor. Nu credeau în viață după moarte, nu credeau în îngeri, nu credeau în nicio realitate dincolo de lumea noastră fizică, ci aveau o religie doar pentru lumea de aici. Cărturarii erau farisei. Fariseii erau preocupați să interpreteze cuvântul lui Dumnezeu după legea lor, nu după legea lui Dumnezeu. Cea mai îngustă partidă și care aveau toate tipicărelile lor. Între farisei și saducheii era mare dușmănie. Dar se înțeleg de minune când e vorba să-L urască pe Hristos. Bătrânii norodului sunt oameni cu influență. Sunt oameni din societatea civilă, am zice noi, laici, dar cu influență și toate aceste trei categorii, saducheii, fariseii și bătrânii poporului, alcătuiau Sanhedrinul. Este forul religios care trebuia să supravegheze viața religioasă a poporului Israel. Și în prag de sărbătoare, în loc să se pregătească cu inima lor, cu sufletul lor să stea înaintea lui Dumnezeu, preocuparea lor principală este cum să-L omoare pe Iisus. Căutau cum să prindă pe Iisus cu vicleșug ca să-L omoare. Deranjați de învățătura Domnului. Deranjați de lucrarea Domnului. Deranjați de standardele Lui morale. Deranjați de faptul că oamenii L-ascultau. Deranjați de faptul că Fiul lui Dumnezeu este între noi. Vor să-L omoare. Sunt o grupare de criminali, dar vor să-L omoare cu vicleșug. Adică să-L omoare fără să aibă consecințe, urmări. Viclenia înseamnă să faci o faptă reprobabilă, dar să scapi de urmări, de consecințe. Căutau să-L prindă cu vicleșug, să-L poată omorâ, dar să nu suporte oprobiul poporului. Pentru că oamenii îl ascultau cu plăcere pe Domnul. Se duceau să îl vadă făcând lucrări speciale. Și spun ei, nu în timpul praznicului, când e mult popor la Ierusalim, ca să nu avem urmări neplăcute după fapta noastră. Asta e viclenia lor și asta e preocuparea lor. Și în prag de sărbătoare, mintea lor născocește planuri
cu viclenie. Și se adună în curtea marelui preot, ne spune Evanghelistul Matei. În curtea marelui preot și în loc să stea la rugăciune, în loc să se pregătească de sărbătoare, fac planuri mărșave să-L omoare pe Iisus. Criminali. Criminali de cea mai odioasă speță. Dar asta a fost atunci. Astăzi, urmașilor nu-L mai pot omorâ pe Domnul în persoană fizică, că înviat și este la dreapta Tatălui în glorie. Dar sunt preocupat să omoare învățăturile Domnului. Sunt preocupat să omoare doctrinele biblice. Sunt preocupat să omoare tot ce ne-a învățat Domnul și este sfânt și drept. Să omoare învățătura despre familie, să omoare învățătura despre puritate morală, învățătura despre biserică, învățătura despre închinare, învățătura despre tot ce e sfânt, să le omoare. Frați și surori, sunt preoți și păstori care își propun să omoare învățătura Domnului. De curând, un păstor a spus când li s-a cerut ca păstorii să aibă o viață curată și să nu fie dedați la băutură. Spus, la noi în familie numai câinele mai bea apă. Vă imaginați asemenea păstor? Ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de sufletul lui. Frați și surori, sunt păstori care vin cu învățătură care să omoare învățătura despre sfințenia familiei, legământ până la moarte. Sunt oameni care vor să distrugă învățătura despre umblarea în curăție la tineri. Oameni care vor să distrugă învățătura despre întoarcerea Dumnezeu prin pocăință și credință. Care vor să distrugă toate standardele morale. Ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de ei. Și Dumnezeu să păzească bisericile noastre. Ne rugăm ca Dumnezeu să păzească oamenii care se duc la asemenea conferințe și se duc să urmărească asemenea învățători care vor să distrugă, să omoare ce ne-a lăsat Sfânt Domnul nostru Iisus Hristos. Aceștia sunt criminalii care vor să omoare și sunt pline blogurile de ei și sunt pline conferințele de ei și sunt invadate bisericile de ei. Și noi spunem, Doamne, ai milă! Pentru că ai promis că vei zidi biserica ta și porțile locuinței morților, nu vor birui. A lui să fie slava. Și în timp ce este scena aceasta la Ierusalim, îngrozitoare, dintr-o dată lumina cerului se mută într-un sat, în Betania. Nu este Ierusalimul, nu este curtea marelui preot, este un sat la vreo 3 km și ceva de Ierusalim. Un sat mic. Și lumina cerului ia o casă din satul acesta și ni se spune că pe când ședea Iisus la masă în Betania, în casa lui, Simon și mai cum? Leprosul. Nu mai e lepros, că dacă era leprosul, nu era nici el acasă și nici nu putea primi pe nimeni în casă. Omul acesta a fost lepros și i-a rămas porecla Simon leprosul. Așa l-au cunoscut că a fost bolnav de lepră. Și a trăit miracolul vindecării. Și tot contextul sugerează ideea că a fost unul dintre leproșii vindecați de Domnul Iisus. Acolo, în casa lui Simon leprosul, se adună un grup de închinători. Un grup de oameni care înțeleg că Domnul Iisus a ajuns în Betania și vor să aibă o seară specială cu Domnul ca să îi se închine Domnului. Acum, închinarea este răspunsul nostru la tot ceea ce este și face Dumnezeu. Închinarea noastră este răspunsul nostru, reacția noastră sau atitudinea noastră la tot ceea ce este și la ce face Dumnezeu. Dacă am pune în alte cuvinte, harul este tot ceea ce ne dă Dumnezeu nouă. Închinarea este tot ceea ce îi dăm noi lui Dumnezeu. Frați și surori, trăim într-o vreme în care s-a distorsionat învățătura biblică despre închinare.
Și oamenii spun, închinarea este ceea ce primesc. Și se duc oamenii și spun, nu mă duc acolo că nu primesc nimic. Închinarea este ceea ce îi dau eu lui Dumnezeu, nu ceea ce primesc. Ceea ce primesc e har. Și când mă duc la închinare, mă duc să dau, nu mă duc să primesc. Ceea ce primesc este harul lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu este darul lui Dumnezeu, fără plată. Dar când am ajuns în mentalitatea că închinare este ceea ce primesc eu, dintr-o dată am schimbat toată teologia închinării, care este cristocentrică sau teocentrică, într-una antropocentrică. Adică fac din mine centrul închinării. Mă duc pentru ceea ce primesc eu. În Betania, un grup de oameni se adună să se închine Domnului și să îi dea Domnului. Și dintre oamenii aceștia, Biblia ne scoate înainte pe Simon leprosul, pe Lazar. De Simon leprosul a fost lepros și acum e vindecat. Lazar a fost mort și ce s-a întâmplat? L-a înviat Domnul Iisus. Marta cine este? Sora lui Lazar. Și ne spune Evanghelistul Ioan în Ioan 12 că acolo i-au pregătit o cină și Marta, ce făcea Marta? Sluja, ce a făcut Domnul Martei? În Ioan 11, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar așa cum știu că orice vei cere la Dumnezeu, vei primi. Ce a făcut Domnul Iisus? L-a înviat pe fratele ei. I-a alungat durerea, i-a alungat tristețea, despărțirea de fratele ei. L-a dus pe Lazar la viață. Maria este și ea acolo. Cine-i Maria? Sora lui Lazar. Ce i-a făcut Domnul Mariei? Ce a făcut? L-a înviat pe fratele ei, i-a alungat durerea, i-a rezolvat dorința. L-a dus pe Lazar la viață. Și acum vă rog să vă uitați, în Betania, oamenii aceștia se adună să se închine și Domnul Iisus este adus în casa lor, invitat, și Domnul vine cu toți ucenicii lui, cu încă 12. Și acum în casă avem 12 cu Domnul Iisus, 13, cu Simon leprosul, 14, cu Lazar, 15, cu Maria și Marta, cât sunt? 17. Dacă mai erau și alții, nu știm, dar aceștia erau prezenți acolo. În această atmosferă, toți în casa lui Simon leprosul, asistăm la una dintre cele mai frumoase închinări. Cum se închină Simon leprosul? Pentru ceea ce a făcut Domnul lui, pentru că a plecat de acasă datorită leprei, a alungat din societate. Domnul l-a vindecat și s-a întors acasă. Și spune Simon, casa aceasta nu mai e a mea. Casa aceasta este a Domnului Iisus. M-a vindecat Domnul Iisus și vreau să vină Domnul Iisus la mine acasă. Așa că se închină dându-i Domnului Iisus casa lui. Domnul este în Betania și spune, vreau să vină la mine acasă. Lazar este acolo și se închină și spune, Lazar stătea la masă cu cine? Cu Domnul Iisus. Evanghelia după Ioan, capitolul 12. Lazar stătea la masă cu Domnul Iisus. Lazar spune, pentru că m-a adus la viață, vreau să stau lângă El. Și închinarea mea este că timpul meu și viața mea este împărtășie cu El. Asta e închinarea mea, stau lângă El. Maria este undeva, nu o vede nimeni. Apare mai târziu. Dar Marta este acolo și ce face Marta? Marta spune, pentru că l-a înviat pe fratele meu, pentru că ne-a binecuvântat familia, vreau să mă închin punând la dispoziția lui toată priceperea mea, tot ce înseamnă deprinderile mele, tot ce înseamnă viața mea, vreau să pun la dispoziția lui slujirea mea. Și mă închin punând la dispoziție slujirea mea. Și în timp ce se desfășoară masa aceasta, apare Maria. Și are în mână un vas de alabastru, este un fel de piatră transparentă,
deosebit de scumpă. Și Ioan spune că avea cam un litru, volumul, capacitatea acestui vas. Și vine înăuntru, sparge vasul în partea superioară, unde este gâtul vasului, și cum Domnul Iisus stătea la masă, Maria toarnă parfumul acela, un ulei special parfumat, mir de nard. Nardul este extras dintr-o plantă care crește în munții Himalaya, în zona indiană a munților Himalaya. Este un parfum extrem de scump și Maria are vasul acesta. Îl sparge și toarnă pe capul Domnului Iisus și Ioan spune și pe picioarele lui, adică pe tot trupul Domnului Iisus, toarnă un litru de parfum. Și casa s-a umplut de fum. Și dintr-o dată, cineva dintre musafiri observă că e o risipă mare. Că vasul acesta s-ar fi putut vinde cu 300 de dinari. Traducerea Corinescu este cu aceste echivalențe dinamice, pentru că oamenii nu știau ce e dinarul, scrie în subsol că este dinar. Dinarul este monedă romană care reprezenta plata unui om care a muncit de dimineața până seara, câștigul pentru munca de zi era un dinar. Dacă se putea vinde cu 300 sau mai bine de 300 de dinari, asta înseamnă că munca unui om de un an de zile, adică socotește salariul tău de un an de zile, ai muncit un an de zile și tot ce ai adunat, tot câștigul tău, este aici, în vasul acesta de mir de nard. Cineva a calculat echivalentul în dolari și a ajuns la concluzia că ar fi echivalentul a 30.000 de dolari. Au zis, bine, 30.000 de dolari. N-am avut niciodată în mână așa ceva. Probabil că puțini au avut 30.000 de dolari în mână. Dar dacă ai avea un obiect care valorează 30.000 de dolari, Maria spune, vreau să mă închin Domnului. Și asta e comoara mea. Și vreau să mă închin Domnului, să-i dau toată comoara mea, eu dau lui. Pentru că unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Și Maria se închină dându-i Domnului toată comoara ei. Sunt foarte multe interpretări de ce a făcut Maria lucrul acesta. Nu o să zăbovim astăzi asupra lor, vom ajunge cu altă ocazie. Dar ce se întâmplă în Betania este una dintre cele mai frumoase slujbe de închinare. Simon pune casa. Lazar pune toată aprecierea lui și stă lângă Domnul la masă, împărtășie cu el. Marta pune la dispoziția Domnului toată priceperea ei și slujirea ei. Maria pune la dispoziția Domnului toată comoara ei. Fiecare se închină dând ceva. Cu ce m-am închinat eu astăzi? Cu ce te-ai închinat tu astăzi? Ce ai dat Domnului? În cartea Maleahii, în capitolul 1, Dumnezeu are o reacție extraordinar de categorică pentru poporul din vremea aceea, pentru că aduc la închinare și îi dau Domnului rebuturile. Tot ce este rebut, tot ce este cu defect, tot ce nu-i bun de altceva, le aduc și le dau Domnului jertfă. Și Dumnezeu spune, asta este necinste. Îl necinstiți pe Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, du rebutul acela dregătorul tău să vezi dacă te primește în birou. Și aștept să te primească Dumnezeul cerurilor. Ce i-am adus astăzi lui Dumnezeu? Ce îi dau? Îi dau rebuturile zilei de astăzi? Îi dau rebuturile vieții mele? Îi dau ceea ce nu trebuie nimănui, le dau lui? Când se dă ce are mai frumos fiecare în atmosfera aceea? Iese în evidență trădătorul. Iuda Iscariotanul, unul din cei 12 s-a dus la preoții cei mai de seamă,
ca să le vândă pe Iisus. În Evanghelia după Matei, la capitolul 26, versetele 14 și 15, citim așa. Atunci unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis: ce vreți să-mi dați? Și îl voi da în mâinile voastre. Adică, ce câștig eu? La toată închinarea din Betania, dacă aș fi câștigat eu, zice Iuda, vasul acela cu mir de nard, să-l vând cu 300 de dinari. Și Ioan zice, nu era Iuda interesat de săraci, ci era interesat de ce? Ca unul care ținea caseria, era interesat să scoată el din ea. Pe Iuda îl deranjează închinarea cristocentrică. Și ia o atitudine în care, dintr-o dată, este preocupat de acte de caritate. Ce înseamnă risipa asta? Ce înseamnă această necugetare? De ce nu s-a vândut mirul acesta cu peste 300 de dinari? Și să le dăm săracilor? Și știți ce se întâmplă? În momentul în care trădătorul acesta începe să critique închinarea Mariei, dintr-o dată și alți ucenici cad în capcană. Și ne spune și Matei, și ne spune și Ioan, că au început să cârtească și alții. Frați și surori, când ai un om care critică închinarea adusă lui Dumnezeu din toată inima, dintr-o dată vine capcana aceasta și cum a găsit o frustrare în tine? Frustrarea aceea ta se transformă dintr-o dată în nemulțumire. Gata, așa-i. Și în loc să se uite la frumusețea închinării, încep să o critique pe Maria care i-a dat Domnului comoara ei. Și Iuda spune textul. S-a dus la preoții cei mai de seamă și a zis: ce câștig eu? Este despre câștigul meu. Cu ce mă aleg eu? Pentru Iuda închinarea nu este ce dau, ci ce primesc. Pentru Iuda închinarea este ce câștig eu. Și ca să câștige, este gata să-l vândă pe Fiul lui Dumnezeu. Și l-a vândut pentru 30 de arginți. Pentru 30 de arginți l-a vândut pe Fiul lui Dumnezeu. În cartea Deuteronom este scris că 30 de arginți este suma pe care o plătește cineva dacă i-a omorât robul altcuiva. Despăgubirea pentru un rob mort este 30 de arginți. În Zaharia ni se spune că este plata pentru un păstor de care vrei să scapi. 30 de arginți. Și pentru Iuda, Fiul lui Dumnezeu nu valorează mai mult de 30 de arginți. Comentatorii au făcut calculul să vadă la cât s-a ridicat suma aceea de 30 de arginți și vă rog să înțelegeți că nu e vorba că a câștigat o comoară. Echivalentul a 20 de dolari. Echivalentul a 20 de dolari. Cât valora vasul de mir de nard a Mariei? 30 de mii. Și Iuda îl vinde pentru 20 de dolari. Pentru cât l-am vândut eu sau tu? Nu-l avem ca și Iuda în prezență fizică să-l vindem, dar l-am vândut ca domn a vieții noastre. Unii l-au vândut pentru un pahar de băutură. Alții l-au vândut pentru un blid de linte. Alții l-au vândut pentru o slujbă. Alții l-au vândut pentru o fată sau pentru un băiat. Alții l-au vândut pentru o femeie măritată sau un bărbat măritat. Alții l-au vândut pentru alte lucruri. L-ai vândut pentru ceva de... N-are nicio valoare pe cel care poate să fie mai valoros decât tot universul acesta la oaltă. Pentru cât l-ai vândut? Când ne uităm la criminali, când ne uităm la închinători, când ne uităm la vânzători,
Știți ce se întâmplă? Criminalii și trădătorii se înțeleg. Criminalii și trădătorii vin la oaltă. Criminalii și trădătorii sunt cei care vor să distrugă totul. Închinătorii adevărați sunt ținta bajocurilor și atacurilor. Și în momentul acela intervine Domnul Iisus și spune: lăsați-o în pace. O apără Domnul. Domnul își apără închinătorii. Domnul își apără biserica. Domnul își apără copiii lui. Lăsați-o în pace. Și Domnul Iisus scoate la iveală frumusețea închinării Mariei. Ea a făcut un lucru frumos pentru mine. Pe săraci îi aveți totdeauna cu voi. Și trebuie să le faceți bine, de-aia aveți totdeauna cu voi. Acum, știți care este ironia în toată întâmplarea de acolo? Iuda n-a zis: ce-i cu risipa asta, o masă atât de bogată făcută de Marta? Nu puteam noi posti asta și mâncarea noastră să o dăm săracilor? Nu, dar dacă o mâncat el. Aia nu-i risipă. Risipă este numai ce nu a ajuns la el. Frați și surori, dacă Iuda ar fi fost preocupat de săraci, ar fi spus: eu în seara asta nu mănânc la cină, iau porția mea de la cină și o duc la săracii care sunt pe stradă. Nu, dar mănâncă. Și sunt oameni care, când toate lucrurile acestea ale lumii le pot aduna ei, atunci nu-i nicio problemă. Numai pe ce nu pot pune mâna ei, aceea este problema. Și Domnul Iisus spune: femeia aceasta a făcut ceva. A făcut atât de frumos încât prin harul lui Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu, oriunde se va predica Evanghelia, se va pune accent pe ceea ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. De ce? Pentru că în închinare i-a dat Domnului comoara ei. În închinare nu i-a dat Domnului rebuturile. Nu i-a dat Domnului ciurucurile. Nu i-a dat Domnului second hand. I-a dat Domnului toată comoara ei. Și când Domnul a spus: unde-i comoara voastră, acolo este și inima voastră. Unde-i inima noastră astăzi? Cu cine ne însoțim? Cu cei care vor să omoare învățăturile Domnului și standardele morale ale Domnului? Cu cei care își bat joc de tot ceea ce este închinare în duh și adevăr? Cu toți cei care umblă în sfințenie și în credincioșie și în ascultare și își bat joc de ei? Și ne unim cu toți cei stricați și cu toți cei nelegiuiți? Sau venim înaintea lui și spunem: Doamne, Tu n-ai spart pentru mine un vas de alabastru. Tu ai dat trupul Tău să fie frânt. Și în original, spargerea vasului de alabastru cu frângerea trupului Domnului Iisus Hristos este aceeași expresie. Când Maria sparge vasul de alabastru, ea dă tot ce are mai scump în comoara ei. Dar Domnul Iisus nu ne-a răscumpărat pe noi cu aur și cu argint, ci ne-a răscumpărat cu sângele scump, mielul fără cusur. Cât a dat El pentru tine? Ce dai tu pentru El? Cât a dat El pentru mine? Ce dau eu pentru El? Vei veni să plecăm capetele rugăciunii. E o zi de închinare. În jurul nostru sunt atâtea organizații internaționale care vor să omoare tot ce e sfânt, tot ce e învățătură dumnezeiască, tot ce este standard moral ceresc. În jurul nostru sunt atâția care se infiltrează ca să își bată joc de tot ceea ce e sfânt și curat înaintea Domnului și să se unească cu cei care vor să le distrugă. Dar întotdeauna Dumnezeu are oameni a căror inimă este întru totul totului a Lui. Și Biblia ne spune că ochii Domnului se uită pe toată suprafața pământului ca să caute un om a cărui inimă este întru totul totului a Lui. Pentru că aceea este inima care se închină cu adevărat. Dacă inima nu-i toată a Domnului, închinarea ce este falsă.
El a dat totul pentru noi. Și ne cere să ne dăm în slujba Lui, într-o predare totală, într-o ascultare totală, într-o adorare din toată inima. Ne uităm la inima noastră sub lumina Cuvântului și a Duhului Sfânt. Ce-i dau astăzi Domnului închinare? Mă interesează ce primesc sau mă interesează să-i aduc Domnului ceva care-i vrednic de numele Lui, de slava Lui, de jertfa Lui, de dragostea Lui? Dacă inima ta este prinsă de lucrurile lumii de aici, dacă inima ta este prinsă de lucruri păcătoase, dacă renunți la Domnul Iisus sau l-ai vândut pe Domnul Iisus pentru orice, pentru oameni, pentru lucruri, pentru distracții, pentru oportunități, pentru orice, te duci spre casă împreună cu Iuda, te duci cu saducheii, cu farisei și cu mai mari norodului, te duci cu oamenii care au plănuit și au lucrat împreună să-L omoare pe Iisus. Dar El e viu. El e la dreapta lui Dumnezeu în glorie. Și va judeca cu dreptate. Imaginează-ți că ai sta astăzi înaintea Lui. Ce ți-ar spune? Bine, rob bun și credincios? Sau ți-ar spune rob viclean și leneș? Totul este gol și descoperit înaintea ochilor Tăi, Doamne. Tu cercetezi inima și rărunchii și știi ce se ascunde adânc în inima fiecăruia dintre noi. Doamne, Te rugăm, Te rugăm, du-ne pe calea veșniciei. Nu ne lăsa, Doamne, să ne cinstim numele Tău aducându-ți rebuturi la închinare. Nu lăsa, Doamne, să ne unim cu cei care Te urăsc și Te batjocoresc. Nu ne lăsa să fim parte cu aceia care calcă în picioarele lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu. Nu ne lăsa să fim dintre aceia care vin cu mâinile goale la închinare și cu inima pustie, ci Te rugăm să ne umpli inima de laude și de mulțumire. Te rugăm să pui în noi o dragoste adevărată pentru Hristos, Domnul nostru. Ajută-ne, Doamne, să ne dăruim cu totul pe altarul Tău. Sfințește Biserica Emanuel. Întărește frașii surori care se închină din toată inima. Cercetează-i pe cei cu inimă împărțită. Și, Doamne, în mod special Te rugăm acum pentru cei a căror inimă este încă departe de Tine. Dacă sunt în locul acesta, Te rugăm, cucerește-i pentru Tine. Ne rugăm să-i mântuiești. Ne rugăm să faci să-și vadă starea de păcat și să alerge la Tine după iertarea Ta și după împăcarea cu Dumnezeu. Mulțumim că Te apropii și de ei cu toată dragostea Ta și spui, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Doamne, Te rugăm, mântuiește în locul acesta. Și acum stăm cu capetele plecate. Și Tu stai înaintea Domnului. Așa cum se uită la inima mea, se uită și la inima Ta. Este acolo care să spună, stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Asta înseamnă, Duhul lui Dumnezeu Te-a cercetat. Cuvântul lui Dumnezeu Ți-a arătat că ești unul care nu i-ai dat Domnului inima ta, viața ta. Și închinarea ta este una falsă. Și ești gata să spui, Doamne, cu toată ființa mea mă întorc la Tine. Cu toată ființa mea Te rog să mă ierți. Cu toată ființa mea Te rog să mă curăț de toate păcatele mele. Ai murit pentru ele ca să nu mor eu sub judecata lui Dumnezeu. Primește-mă, Doamne, și fă de mine copilul Tău. Și vreau să fie închinarea mea plăcută înaintea ochilor Tăi. Acolo unde ești. Dacă inima ta este gata să răspundă, spune-i, Doamne, primește-mă. Și la rugăciunea din inimă, adaugă și mărturia ta cu o mână ridicată. La balcon, dacă este cineva, adică mâna sus o clipă ca să o pot vedea și ține-o, să mă binecuvinteze Domnul.
Oriunde mai este cineva la balcon, ține mâna sus o clipă, sunt mulți oameni acolo și până când ajung cu privirea, să vă binecuvinteze Domnul. Jos aici în sală, dacă este cineva. Și ești gata să spui, Doamne, și inima mea se întoarce la tine astăzi și eu te rog să mă primești așa cum sunt. Ne urmărește online. Ești acasă. Acolo Duhul lui Dumnezeu s-a apropiat de inima ta. Ce e dat astăzi? E dat rebuturile zilei de astăzi? Ești mai legat de lucrurile lumii decât de El? Pleacă-te pe genunchi înaintea Domnului și spune, Doamne, aici, la mine acasă, cum ai lucrat în casa lui Simon Leprosul atunci, lucrează și în casa mea astăzi. Și întoarce-te la Domnul. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.